Salut! Știai că în urma alegerilor locale generale din această toamnă, în toate cele 11 raioane din nordul Republicii Moldova au fost aleși noi președinți de raion? Află că Partidul Socialiștilor și-a adjudecat cele mai multe mandate, 6 la număr. Astfel, raionul Soroca va fi condus de Veceslav Rusnac, raionul Briceni de Dorin Pavaloi, Edineț de Nicolae Melnic, Dondușeni de Valentin Cebotari, Ocnița de Iurie Plopa și Râșcani de Vladimir Mizdrenco. Pe locul 2, în topul partidelor cu cei mai mulți președinți de raion, se află Partidul Acțiune și Solidaritate, cu 3 raioane la activ. În fruntea Consiliului Raional Drochia a venit Vasile Cemortan, la Florești, Vasile Tâltu, iar la Sângerei, Cristian Cainarean. Celelalte două raioane sunt împărțite între Partidul Social Democrat European și Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Raionul Fălești este condus de Vadim Roșca, iar raionul Glodeni de Oxana Albu, singura femeie din nordul țării care s-a ales cu asemenea funcție. Potrivit legislației, în funcție de președinte al raionului poate fi desemnat unul dintre consilierii raionali, propus de cel puțin o treime din colegii săi și susținut cu votul majorității aleșilor locali. Președinții reprezintă raionul în raporturile cu guvernul, cu alte autorități publice centrale, cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în instanțele judecătorești.